întotdeauna visam să-l găsesc și să-l aduc acasă și abia să-mi fie cel mai bun prieten. Și așa am reușit să ajung pe culmile munților din România. A cucerit Kilimanjaro la numai 13 ani. În urmă cu 3 luni, împreună cu tatăl ei, a cucerit Mont Blancul. Toate aceste lucruri extraordinare au fost realizate de către doi oameni pe care am onoarea să-l prezint. Astăzi, la numai 13 ani, eleva va escalada Kilimanjaro. Care împreună cu tatăl ei. Pentru mine a fost muntele care mi-a cerut cel mai mult, m-a solicitat cel mai tare. La un moment dat a pornit o furtună de aici, ceață peste tot, nu vedeai nimic. Am avut cazul unui slovac care a murit exact în ziua în care am urcat și noi pe vârf. Niciodată în munte. Noi îi cerem permisiunea de a pune piciorul pe el.